Mă numesc Dinu Marin, sunt născut și originar din orașul Iova, unde a dat start și cariera mea de polițist din anul 2011. Dinu Marin activează în cadrul Inspectoratului de Poliție Cahul din anul 2016, în funcția de specialist supraveghere transport și accidente rutiere. Acum conduce serviciul patrulare al secției Securitate Publică. La Cahul și-a întâlnit soția. La Cahul s-a născut fiul lor. Sunt mândru de această funcție. E o funcție care mă reprezintă, așa să spun. Îmi place tare serviciul pe care îl fac. Mă bucur tare de colegii care am subordine. Mă bucur de conducătorii Inspectoratului de Poliție Cahul. Lucrul în poliție este un lucru foarte, pentru mine, spunem așa, foarte plăcut. Vă spun motivul de care, pentru că îmi place însuși activitatea de zi cu zi care o are un polițist, indiferent de funcția și serviciu care o deține. Pentru că este un lucru într-adevăr frumos, este un lucru care e pentru oameni, pentru societate. Activând deja în poliție, ca și mulți conaționali, și-a încercat norocul la munci peste hotare, dar a revenit înapoi. De a continua munca în poliție, a fost sprijinit mult de familie, care l-a încurajat în permanență. 3 luni de zile, până s-a face reforma, s-a fost plecat pe hotare, adică să încerc noroc, să văd. Asta 2 ani de activitate și am văzut că nu este a meu, nu mă prevăd printre străini și trebuie să fiu acasă. Familia mea a reacționat foarte pozitiv. S-a mulțumit de gândurile care au fost inițial de a fi un angajat al poliției. S-au bucurat. Mi-a urat chiar succes, necătând la faptul că pe atunci, în 2011, până la reforma poliției, era chiar și un salariu, așa să spunem, care nu era chiar așa de motivat, dar însuși am spus că mă duc în poliție pentru că îmi place. Cel mai important pentru Dinu Marin în lucrul pe care îl face este comunicarea cu cetățenii, posibilitatea de a-i ajuta, de a-i susține. Spune că un polițist trebuie să vadă în cetățean doar partea pozitivă. Îmi place să am un lucru cu cetățenii, să discut, să fiu mai aproape, să mă simt ca prietenul unui cetățean care m-ar întreba o întrebare, fiind în activitatea de zi cu zi sau în stradă sau în alt loc. Un polițist trebuie să fie prietenul cetățeanului, nu dușmanul, și nu trebuie să vadă în el un negativ. Trebuie să vadă pozitivul, trebuie să vadă polițistul, este prietenul lui și poate da și un sfat și un ajutor.